Salutare tuturor, eu sunt Răzvan și bine v-am regăsit la un nou episod din Epic Rush, acest joc extrem de greu cu nivele foarte grele, care un joc la care vom avea o serie mai o să ne ia ceva mult și seria de Plants vs. Zombies o să ne ia mult gana. La Plants vs. Zombies vreau să terminăm acolo Adventure modul și să jucăm Survival, la Survival tot. Și Endless mode și toate cele. Atât și după aia ne apucăm de Plants vs. Zombies 2, doar că nu vom juca până terminăm Plants vs. Zombies 2, pentru că este imposibil pentru mine, adică eu n-am reușit să-l termin. Și nu cunosc pe nimeni care să fi reușit să-l termine fără să plătească bani sau chestii de genul ăsta sau să-și pună hack-uri. Și nu cred că îl vom putea face. Da. Bun. Suntem la nivelul 56 deja. Și tot e greu. Da. Sunt unele bug-uri la MobZen, de exemplu, atunci când vreau să filmez, acolo să mi se vadă ecranul telefonului, e mai greu de explicat. Atunci, în locul ăla unde deschizi aplicațiile și îți pui poză de fundal și ți arată acolo toate aplicațiile, după ce le deschizi, mai greu de explicat. Da, acolo. Când încerc să filmez direct de acolo, mă scoate. Adică nu mă scoate. Mi dă cumva repornire la telefon. Și după aia când mi se repornește, după aia nu mai văd logo-ul ăsta, dispare și filmul nu-l găsesc în memorie la telefon. Ce este interesant la MobiZen este că după ce filmez video-ul, dacă îl ștergi de pe MobiZen, se șterge și din galerie automat. Asta e șmecher. Și dacă îl ștergi din galerie, nu știu, n-am încercat asta niciodată. Acum asta e chiar șmecher. Da, totuși are sens. Problema e că eu nu prea am mult spațiu, mi-a dat 20 de giga. După ce filmez ceva, trebuie să-l șterg neapărat. Bun, nu uitați să mai spuneți în comentarii ce jocuri mai vreți să joc. Sau chestii pe care vreți să le fac. Da. Mă, pe bune. Fix pe lângă aia. Nu zic că am atins-o. Am niște prieteni care au mers cu bicicleta din județul Suceava până în județul Iași. Biciclete, singuri. Erau doar ei. Așa câțiva. Nu știu exact dacă m-au păcălit, dar așa mi-au zis ei. Și s-au dus atunci când a venit Ilies Vlogs în România și nu știu ce apărea la
televisor, não estou exato. Tô de saudoso. Dica na não é que era extrema de multa, dica judeu ia santa vecinate. Ah, totuși. Totuși. Ah, bine, acum sunt unii care merg cu bicicleta și în alte țări. Da, le ia câteva săptămâni. Și trebuie să doarmă undeva, un hotel cu cortul sau ceva de genul. Dacă nu mă înșel. Nu uitați să mai spuneți în comentarii și cine mai vrea o promovare. Că eu fac promovări. Trebuie, dacă vreți o promovare, din aia mai scumpă la 3 abonați, trebuie să fiți abonați la mine și să mai așteptați să fac încă 2 abonați. Nu știu, faceți cum vreți, vă abonați cu alte conturi, le spuneți la niște prieteni sau la niște colegi care nu s-au abonat încă, nu știu. Dacă mi se abonează după aia și după ce fac promovarea mi se dezabonează, șterg video. Până îi refac. Ca să fie corect. Să nu se umble cu șmecherii. Vreau să ajungem la nivelul 60 în video-ul ăsta neapărat. Alaltă ieri a fost singura casă, dacă nu mă înșel. Și ieri s-a dat reluare. Am văzut ieri reluarea, pentru că alaltă ieri am mers undeva în vizită și am văzut doar o parte din sfârșit. Da, ieri am văzut reluarea. A fost fain. Să-mi spuneți în comentarii cine s-a uitat ieri și alaltă ieri la singura casă, 1. Și cine o să se uită săptămâna asta, sâmbătă, la ora... la ora 8:30 la singura casă 2, care e preferatul meu. Uite, coincidență, sâmbătă asta e singura casă 2 și este și ziua mea. Amândouă sâmbătă. Bun. Da. Și dacă vă place seria, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe. Aici eu doar mă chinu aici să fac niște parcurs în spațiu și trâncănesc aici despre chestii trestii. Dacă auziți niște sunete, sunt oamenii cum se claxonează peste tot. Fix când încerc să dorm, când mănânc, când îmi scriu temele, e liniște perfectă, dar acum când filmez, ei trebuie să se claxoneze. Da. Și cred că mai e doar săptămâna asta și vacanța de Crăciun, yay! Îmi place vacanța, pentru că nu trebuie să mă trezesc cu noaptea în cap să merg la școală. Că eu am ore de dimineață, ceea ce este foarte nașpa. Bine, na, oricum, chiar și dacă ai avea de după amiază, tot trebuie să te trezești dimineața. Pe ajungi seara și seara nu poți să-ți faci temele, că ai ești obosit. Și trebuie să te trezești dimineața să-ți faci temele. A, na, eu oricum mi le fac seara. Fie împotriva voinței mele.
memória como. Ah, cred că din clasa 6-a o să fac de după amiază. Nu știu, mi se pare mai interesant. Acum, și pe vacanță nu o să primesc teme în fiecare zi, o să dau, primesc o temă micuță pe vacanță. Micuță. Sper. Sper. Că din câte știu s-au interzis temele pe vacanță și nu are voie să ne dea deloc, dar ne dă. Asta este incorrect, după părerea mea. Sau poate o să ne dea tema de zi cu zi. Adică, na, ne dă o temă ca și cum nu ar fi vacanță, ca și cum următoarea zi am avea ore în sensul ăsta. Poate așa, așa, nici nu știu dacă așa se poate. Amă, dar ajungeam pe ăla. Nu-i corect. Acest joc nu este corect. Te-ar lăsa să te duci oriunde vrei aici, dar n-ai, e destul de greu să faci o din asta infinită. Gândiți-vă și voi. Un cer, un cosmos infinit. Sau ceva de genul. Bun. Da. Cum a murit? Nu am văzut. Am făcut doar două nivele. 5-5-5-6. Am și 5-7. 3 nivele, hai. Doar 3 nivele, măcar și pe ăsta. Să fie 5. Măi, ce chiar așa de greu jocul ăsta? Kidding? Bun. Preajungem la nivelul 60. Da, ne chinui momentan la 58. Numere, matematică, m-am zăpăcit de la. Da. Nu uitați să mai spuneți în comentarii ce fel de tutoriale vreți să fac odată la o lună. Îmi desc să fac tutoriale din astea. Am făcut unul cum să folosești mobizenul. Asta l-am făcut. Bun. Cum să folosești mobizenul și următorul va fi cum să instalezi aptoide. Doar că la asta cum să instalezi aptoide mă voi risca pentru voi. Pentru că trebuie să-l dezinstalez, că eu l-am deja instalat normal. Și dacă nu mai merge apoi să-l instalez. Da. Nașpa. Nașpa. Deci, sper să meargă, dar stai că eu de fapt l-am descărcări, deci trebuie să meargă. Adică, hai că l-am făcut și pe ăsta. Hai să-l facem și pe 60 ca să facem 5, 6, 7, 8. Am făcut deja 5 nivele. Bun, hai să facem 6. Să fie un număr par. Da, de ce nu? De ce nu poate să fie un număr par? Nu, nici primele sărituri nu le pot face. Ok, sunt de fapt ușoare săriturile. Doar că eu sunt prea noob. Bun. Ok, avem ceva de hopa hopa nivelul ăsta. Bun, mai încerc doar de data asta și gata. Sper să. Nu. Yes. Bun, 6 nivele. Bun. Hai că am făcut 6 nivele, cred că e destul de mult la cât de grele sunt astea. Bun, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Eu am fost Răzvan și la revedere. Bye.